Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire, o ediție mai deosebită pentru că îmi place mie să o prezint în felul următor: o nemuritoare gânditoare a zilelor noastre, Grig Oprea. Bun găsit, bine te-am regăsit, Grig, la o nouă întâlnire. Bună ziua, domnule Ghilea, vă mulțumesc din nou, sunt onorată. Mi-a făcut atâta plăcere prima noastră interacțiune, încât vă spun sincer că și eu mi-am dorit să continuăm. Ce faceți? Cum Doamne sunteți? ajută, ca toată lumea, ca să nu ieșim din stasuri și din Da. nici foarte bine, dar nici foarte rău. Am înțeles. Da, e un răspuns plin de tâlc. O să reflectez asupra lui. Da. Ia spuneți-mi ce vă gândiți noastră să oferim noi astăzi împreună telespectatorilor. Spuneam înainte de a porni această înregistrare că cuvântul moarte e așa, dă fiori multora, deși mare parte dintre noi, sper că mare parte dintre noi, știm deja că e doar o trecere și în sensul de dispariție moartea nu există. Noi oamenii avem deseori tendința de a ține după perdea, să spun, rănile care ne sfâșie sufletul și existența. Da. Considerăm că așa e mai bine. Ne temem să nu fim batjocoriți, poate, umiliți, poate chiar compătimiți. Prin moarte noi ne despărțim, se spune, temporar de cei dragi și o parte din noi ce-a plantat, cred că, Dumnezeu în trupul nostru se întoarce de unde a venit, cu experiențele acumulate, cu faptele bune, cu faptele mai puțin bune. Și acel ceva, acea scânteie a lui Dumnezeu, pleacă într-o nouă călătorie. Sigur că cei rămași aici sunt dezorientați, poate sunt prăbușiți. Cei mai mulți, neînțelegând procesul morții, se apucă, plâng zile, săptămâni, luni, Doamne ferește, alții ani. În acest timp, tot marii gânditori ai lumii spun că sufletul celui plecat este oarecum agățat energetic de durerea care pare că îi ține în loc. Am făcut o introducere mai lungă și am să spun de ce. Pentru că draga noastră Grig Oprea, împreună cu colaboratorii săi, are un workshop deosebit, deosebit despre doliu, despre moarte și despre doliu. Da. E acea perioadă sensibilă din viața fiecăruia dintre noi în care armura de zi cu zi o aruncăm și stăm cu sufletul rănit în fața tuturor. E și momentul când suntem poate și foarte vulnerabili, dar în același timp, cum spuneam, îi și rănim pe cei plecați și uneori poate ne atragem perioade nefericite în viață. Pentru că de cele mai multe ori, de fapt, noi ne plângem nouă de milă. Da. Grig Oprea, te ascultăm cu foarte mare interes. Oh, din nou mi-ați deschis, văd că e un obicei de-al dumneavoastră, mi-ați deschis atâtea fronturi interesante de discuție. Eu le zic interesante pentru că mi-a dat Dumnezeu această mare milă a lui de a mă elibera de durere, dar vedeți că nu știi niciodată, doliul ăsta este ca un crocodil care iese din apă când tu crezi că apa e lină și liniștită. Chiar azi am pățit o chestie, m-am izbucnit într-un plâns, dar o să vă povestesc, fiindcă vorbim doar noi doi aici și am să vă fac această confesiune. Mulțumesc că ați menționat acest workshop. De fapt, permiteți-mi să văd lucrurile sau să prezint lucrurile într-un cadru un pic mai larg. Am avut eu această idee, această nevoie sufletească de a porni o școală, fiindcă nu există. Din câte știu eu, nu prea există nicăieri pe glob, dar, mă rog, poate că nu știu eu. O școală în care să învățăm, domnule, să ne liniștim un pic în legătură cu o parte extraordinar de importantă a existenței noastre. Am mai tot zis, așa cum noaptea nu poate fi eliminată din ziua de 24 de ore, nu poți să reduci ziua doar la jumătatea de zi care are lumina soarelui,
tot așa nu poți să reduci viața sau existența doar la jumătatea asta în care, pe care ne-o petrecem în corp, și care pare a fi cea mai puțin importantă. Citeam astăzi o mărturie, reciteam o mărturie a unei doamne doctor specializată nu se zice osteopatie, în astea cu oasele, cum se cheamă, Dumnezeule? Când ai o problemă cu oasele, te duci la un medic, Da, mă în fine, rog, da, oamenii o doamnă înțeleg. doctor foarte ancorată în Așa, realitate, da. care, ducându-se cu familia ei cu niște ani în urmă într-o zonă foarte abruptă a unor râuri cu caiac canoe, s-a pomenit că propria ei embarcațiune, în care era singură, a rămas înfiptă în niște stânci și peste venea apa și și-a dat seama că va muri. N-avea cum să se deblocheze de acolo singură. Este unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de moarte clinică. Nu voiam să vorbesc despre asta, voiam să vorbesc doar despre faptul că pare a fi totuși cea mai puțin importantă perioada pe care o petrecem în trup, pentru că ea își descrie cu cuvinte puține și foarte impactante, își descrie așa experiența. O știu fiindcă am citit-o azi de dimineață. Zice, la un moment dat și-a pierdut cunoștința, cum se spune, deci a leșinat acolo, captivă fiind încă. Și a zis, nu am simțit că eram vie și la un moment dat eram moartă. Am simțit că eram vie și dintr-o dată eram și mai vie. Am simțit că eram conștientă și dintr-o dată eram și mai conștientă. Am încheiat citatul. Dacă cineva e curios, are foarte multe mărturii, se duce la conferință împreună cu la fel de renumitul doctor Eben Alexander, care era să moară din cauza unei meningite purulente, el însuși fiind neurochirurg și necrezând în aceste prostii și acum este. Deci, pe ea o cheamă Mary Neal. Dacă o să facem o mică descriere la mine pe canalul de YouTube sau la noastră, putem să scriem dacă cineva vrea să urmărească. Deci, ce voiam să spun este că nu numai că trebuie să ne obișnuim, să ne, cum să zic, nu trebuie să ne resemnăm că ce să facem, toată lumea moare și trebuie să acceptăm. Nu, ăsta este mesajul Academiei Ars Moriendi. Toată lumea trăiește, doar că o vreme e în corp, o vreme e în afară de corp. Dar continuă să trăiască. Ăsta e mesajul nostru, nu că hai, ce să facem, să ne resemnăm. Să nu ne resemnăm, să ne înviorăm, să ne luăm vălul de pe ochi și să învățăm. Pentru că e foarte, foarte trist că ne pregătim cât se poate de temeinic pentru orice concediu, pentru orice grill party cu prietenii, pentru orice trip la sfârșit de săptămână într-un alt oraș, dar acolo plecăm fără hartă, fără repere, fără nimic. Deci, mesajul nostru este lăsați resemnările astea de psalcie plângătoare, lăsați-o mai moale cu frica, fiindcă efectiv ni s-a indus să ne temem, era să zic eu acum ca ce, mi-e jenă, degeaba, precum niște copii înfricoșați de bau-bau, haideți să deschidem ochii și mai ales să învățăm ceea ce s-a cercetat cu asupra de măsură, doar că se pune batista pe țambal, pentru că, ce să vezi, contravin aceste rezultate narativului îngust a cărui menire este să ne țină ca pe niște roboți în frică și să reacționăm din frică. Ei, noi zicem, oare în afară de frică mai există o altă abordare, mai există o altă atitudine? Și A, da, păi în ultimii 5 ani, 4 ani, subiectul frică este un leitmotiv pentru omenire, nu? Că am deci, trecut pandemia, stați în casă, toți am stat în casă. Povestea cu războiul care pare că ia avânt. Adică sunt multe care s-ar putea să ne afecteze. trece, asta vine altceva. Totul este să se aplice mereu divide et impera. Asta Da. este. Și să noi să ne păruim ca niște copii prostuți. În fine, venim. Deci, unul, că eu ies din starea asta datorată și pandemiei din ultimii 4 ani, căci altfel eu de mult mă duceam prin țară, ies din starea asta de a sta aici în București și încep să mă duc prin țară și o fac cu atâta iubire și cu atâta bucurie. Sunt sigură că avem persoane dragi din Academia Ars Moriendi prin toate orașele țării și nu numai, și prin afară. Deci o să începem chiar din această primăvară și folosesc pluralul pentru că nu voi veni singură. O să începem o serie de vizite în orașele în care sper să existe interes. Știu și eu, o să începem cu Timișoara, Arad, Oradea și așa mai departe. Toate astea presupun o anumită pregătire, nu sunt eu cea mai versată, dar să sperăm că totul va merge bine.
Deci, primul lucru este că ies eu din spațiul ăsta virtual și vin să mă întâlnesc cu oamenii și o fac cu multă, multă emoție bucuroasă. Al doilea lucru, nou, este că în loc să vorbesc despre teoria asta, care este marea mea iubire, am să vin însoțită de câte un expert sau o expertă, astfel încât ceea ce oferim noi, teorie și practică, să aibă valențe vindecătoare. Eu nu sunt terapeut, nu sunt psiholog, psihoterapeut. Ar fi foarte lungă lista lucrurilor pe care nu le reprezint eu, dar în momentul în care vii cu altcineva, poți să faci o combinație, zic eu, tot așa unică, cel puțin ăsta a fost feedback-ul de la primul nostru workshop de doliu, unde împreună cu o doamnă psiholog și psihoterapeut, ea însăși în doliu după soțul ei, doamna Cristina Brânzei, am avut un feedback mult peste ceea ce ne așteptam. Am fost foarte emoționată când am văzut. Adică este uimitor că în cursul unei zile, într-adevăr foarte densă ca informație, la sfârșit cineva care plângea la început de jale, plânge de bucurie. Sună aproape patetic, dar credeți-mă că există și persoana se va recunoaște și va ști că despre dânsa vorbim. Deci asta voiam să vă spun, un itinerariu, o perioadă începând de acum din primăvară, să dea Dumnezeu să fie pace și nu ne mai oprim. Și aceste parteneriate cu persoane care fie vin din psihoterapie, fie vin din terapia prin artă, terapia prin mișcare. Și profit de ocazie și de prezența aici la dumneavoastră să lansez și o invitație dacă cineva consideră că ceea ce știe el să facă, nu știu, un anumit mod de a cânta care ne deschide chakrele, orice, care să ne ajute și să avem o bătrânețe mai tonică, mai sub controlul nostru, o viață longevivă și cât mai asumată și să nu murim așa cum zic eu mereu, ca niște legume atârnate de tot felul de aparate și așa, să murim atenți, să murim. E cea mai grozavă transformare din starea noastră actuală de particulă și undă, ne ducem dintr-o dată și suntem doar câmp informațional, doar undă. E ceva extraordinar, așa cum este și cealaltă în oglindă, cealaltă trecere, dar pentru aia ni s-a dat o uitare completă, în fine, uitarea e peste tot. Dar opriți-mă, vă rog, pentru prieteni, am aici un buton de unde pot fi oprită. De unde a plecat ideea acestui set de conferințe? Da. Că îmi place să nu folosesc cuvântul workshop, deși toată lumea îl folosește în ultima vreme. Aceste ateliere de discuții au existat și în viața lui Grig Oprea, aceste traume de doliu, de deces. Oh, Doamne, mi-ați atins aici. Vă spuneam la început că noi credem că a trecut. De exemplu, părinții mei au murit în 2005 și 2012. E și rușine să mai spui că. Adică zici, domnule, sunt vindecat și într-adevăr sunt funcțională, iată că mi-au dăruit cel mai mare, cel mai grozav dar, pentru că dacă nu treceam prin doliu și prin acea căutare disperată, unde sunt ei, unde s-au dus ei, nu ajungeam să descoper toate aceste lucruri extraordinare, dar Așa este. astăzi o prietenă, deci haideți să o iau altfel. Miercuri, acum, nu știu când o să fie emisiunea noastră, dar miercuri 21, parcă am zis, februarie, la Brașov, împreună cu o dragă prietenă, facem ceva în premieră care se cheamă Dead Cafe. Dead Cafe este un proiect internațional, nu e proiectul meu, unde oamenii se adună pur și simplu și vorbesc. La o cafea, la o prăjitură, la un ceai. Vorbesc fiecare despre convingerile lui, despre temerile lui. Nu există o temă dată, nu există un invitat și nu e voie să se privilegieze o anumită perspectivă asupra morții și să se reprime o alta. Deci este cumva un proiect complementar, pentru că ce facem noi în Ars Moriendi este foarte clar într-o direcție, în direcția științifică, și anume că Da. moartea e doar o trecere. Ei, acest Dead Cafe, nici nu știu cum să spun ca să nu sune arogant, poporul ăsta al nostru, poporul român, este mult mai avansat decât altele și eu consider, adică noi suntem la avansați, mulți dintre noi, nu toți, iar Dead Cafe este pentru începători. Națiunile occidentale, multe dintre ele, mult mai abundente decât națiunea noastră, din păcate, s-au îndepărtat prin această abundență care le distrage atenția, s-au îndepărtat de ideile de sacralitate, bisericile lor sunt goale, nu toate, dar
Cumva eu consider că și suferința și lipsurile pe noi ne-au ținut aproape de Dumnezeu sau o structură specială a sufletului nostru. Deci, Dead Cafe, însă, mi se pare binevenit și la noi ca o completare a proiectului Ars Moriendi, ca să-i atragem în discuția despre moarte, să-și articuleze o frică, o întrebare, o stare de doliu, o mâhnire, să-i atragem și pe cei care zic, doamne, dar eu nu cred în ce spui tu acolo, că moartea nu există. Este o prostie. Eu sunt materialist, consider că nu știu ce, am și eu voie să exist? Da, ai voie să existi și ești binevenit și vom face astfel de Dead Cafe pe oriunde ne vom duce, cu speranța că oamenii vor veni nu să tacă și să asculte, pentru că nu e o conferință, o să încerc acolo să tac. Nu știu dacă va reuși, dar acolo nu e locul unde să povestim noi ce știm, e locul unde să creăm un spațiu safe, unde oricine vrea să participe, să vină și să-și deschide sufletul. Deci asta este primul lucru. Și al doilea lucru pe care spuneam că vi-l mărturisesc este că o dragă prietenă din Franța, care tocmai este acum în avion, mi-a scris, nu pot să vorbesc cu tine că sunt în avion. Vine la Brașov pentru parastasul de 6 luni al mamei ei. De-aia ne și întâlnim acum. Dintr-o dată am început să plâng și n-am știut de ce. Și zic, m-ai prins cu garda jos. De ce? De ce? Păi, pentru că în 2012 a existat un zbor de avion, tot așa, de la Viena la București, în care veneam să mă înmormântez, să-mi îngrop mama. Vedeți, zici că te-ai vindecat, nu știi când te-ai vindecat, nu știi dacă te vei Da. vindeca vreodată. Și din cel mai neașteptat loc vine crocodilul ăsta, tac, și te mușcă. Și tu zici, dar era o apă atât de calmă, atât de liniștită, se reflecta luna în ea sau soarele. Deci aici e butonul, da? Ca să știți. Foarte interesant ceea ce ne spuneți. Ce Foarte, e foarte. interesant? Ce este interesant? Absolut tot. Trăirile dumneavoastră, trăirile pe care le-ați avut și care cred că au condus către devenirea de azi. Siguranță. Am o întrebare mai dificilă. Ia să vedem. În tot acest proiect, în toate aceste lucruri în care dumneavoastră de ani de zile vorbiți despre moarte, precum despre o trecere către o altă dimensiune. De altfel, fac o mărturisire înainte de emisiune, mi-ați și spus că ar fi bine să nu folosim cuvântul moarte, dar eu insist să-l folosesc pentru că oamenii trebuie să înțeleagă foarte bine. Da. Întrebarea mea este foarte directă. Biserica, și aici nu dau exemplu unui cult, în general, biserica este o călăuză spre această cunoaștere sau dimpotrivă? În primul rând, trebuie să spun că eu, trăind în vremurile în care am trăit copilăria și tinerețea, părinții știindu-mă așa cam dintr-o bucată și știind că n-aș fi fost capabilă acasă să cred în Dumnezeu și la școală să tac și atunci, ca să mă ocrotească, plus că vin dintr-o familie de cadre didactice, tema asta n-a fost abordată. Deci aș zice că am crescut în ateism, dar mi-am dat ulterior seama. Am descoperit rugăciunea ale mamei mele pe la tot felul de mănăstiri pentru mine. În fine, sunt multe aspecte pe care le descoperi mai târziu și ești foarte emoționat și zici, n-aș fi bănuit asta. Deci am crescut ca ateu, cumva. Am făcut și politehnica asta, care nu e de natură să te ducă spre mari întrebări filozofice, cu toate că și de la tehnică tot acolo ajungi, dacă ești suficient de profund, dar nu era cazul meu. Am descoperit suficient de târziu religia, când eram în facultate. Mi s-a pus în brațe Noul Testament de către cineva care voia să se apropie de sufletul meu mai mult și mi s-a tăiat respirația de frumusețea acelei cărți care nu se compara cu nimic din ce citisem eu. Nu citisem știu și eu, mari cărți religioase sau de înțelepciune și mi-a luat respirația frumusețea acelor metafore, parcă v-am mai zis o dată. Și citeam pe sub pătură, citeam subversiv, așa, pentru că nu era de bine să fii student la Politehnică în anii 80 și să citești Noul Testament. Ceva nu era Da, bine. da. Și cineva din grupa noastră de partid ar fi găsit de cuvință să dea informare despre asta. Ei, crescând,
Trecând și eu prin viață, viața ne dă cu capul de pământ, cu fundul de podea, face ce știe ea să facă, pentru ca pietricelele colțuroase care suntem noi la început, mă rog, vorbesc despre mine, să se mai șlefuiască un pic. Ați văzut ce frumoase și ce rotunjite sunt exact pietrele alea de la mal, pe care tot timpul valurile le zdrângăne și le izbesc unele de altele, ales cele mai netede. Pe alea vrem să le luăm acasă. Ei, nu că aș fi ajuns eu așa o piatră netedă, dar mi-a mai atenuat din muchii viața și vrând nevrând încep să spun niște întrebări. Deci ce vreau să vă spun mai pe scurt este că am descoperit târziu religia, am descoperit-o printr-un șoc de frumusețe. Ăsta a fost accesul meu lingvistic. Am dat peste o traducere, cred că am dat peste cea mai frumoasă traducere în limba română și pe urmă am descoperit, mă exprim cu grijă, procesele energetice pe care nu știu dacă le-a elucidat cineva sau dacă le va putea vreodată un om elucida cu adevărat, pentru că ele se numesc taine. Un număr oarecum mic, dar sunt mult mai multe, de procese tăinuite, tăinuite minții noastre, înțelegerii noastre, dar mi-am dat seama că acolo e vindecare, este putere, este ancorare într-un ceva mai presus de toate acestea, numite, nu știu, medicament dacă te arzi, gips dacă te rupi. E ceva cu totul și cu totul profund și atunci am un mare respect față de religie. Religia noastră ortodoxă chiar mi se pare într-un fel privilegiată. N-am atât de mare respect față de religiile care își permit să spună eu și numai eu dețin monopolul și ceilalți să fie uciși pentru că nu au aceeași religie. Mi se pare ceva feroce, în fine. De Nu știu cum acord. se împacă asta cu convingerea că toți credem într-un singur Dumnezeu, un singur creator, că nu avem creatori pe zone geografice ale Pământului. În fine, dar există religii care în cărțile lor programatice zic să-i ucidem că unii sunt câini, alții sunt porci. Doamne, Dumnezeule! După ce eu îi dau slavă lui Dumnezeu că primul meu contact cu o religie a fost cu religia aceasta a noastră și că a fost atât de frumos. Credeam că toate religiile sunt așa. E, nu sunt, știți? Adică chiar nu sunt. Și acum eu văd lucrurile așa. Oamenii n-au timp să aprofundeze ei sau n-aveau cu atât mai puțin cu secole și milenii în urmă, problemele într-o manieră abstractă. Și atunci trebuie să le dai niște repere concrete, ca unor copii cărora le dai, nu știu, basmele în care tu ai pus arhetipuri, dar nu le vorbești lor despre arhetipuri, lor le vorbești despre calul cel bătrân care mănâncă jar și se transformă nu știu cum, pasărea cu aripi nu știu cum care cere o bucată din carnea lui Prâslea ca să-l ducă pe alt tărâm și la bătrânețe îți dai seama că există un alt tărâm. La bătrânețe îți dai seama că toate acestea nu sunt pure așa. Ei, religiile astea sunt pentru mine ca niște porționări ale cunoașterii despre sacru. Sacrul e unul. Dar el e împachetat, explicitat, apropiat de sufletul și de mintea oamenilor în coloraturi diferite, în terminologii diferite, cu nuanțe destul de diferite de la o religie la alta. Deci, religia ne spune niște lucruri și este uimitor faptul că uitați-vă tot ceea ce facem când ne moare un om drag la 3 zile, la 9 zile, la 3 săptămâni, la 6 săptămâni, la 6 luni, la 1 an și 7 ani. Toate astea sunt praguri ale trecerii sufletului mai departe și mai departe și o să râdeți, dar toate acestea se regăsesc de la un punct încolo într-un șir de numere, matematica ascunsă a lui Dumnezeu e peste tot, nu avem acum nici timpul, nici locul și nici eu nu mă simt încă stăpână să vorbesc despre asta, dar toate, știu și eu, felul cum orbitele electronilor sunt structurate în interiorul unui atom, nimic nu e lăsat la voia întâmplării, cum ar putea fi lăsat la voia întâmplării parcursul sufletului după ce nu mai este în trup. Deci, rezumatul este cam mare respect față de religie, consider însă că e păcat, este foarte păcat, așa simt eu, că tocmai acum când științele curajoase, vă zic mereu, științele astea postmaterialiste, care spun, domnule, este o amputare gravă să crezi că suntem doar materie, exact științele postmaterialiste vin cu argumente, cu cercetări de laborator și spun, da, e adevărat, există un creator, da, e adevărat, continuăm să fim ca și conștiințe individuale după moarte. În momentul în care vine această argumentație pe care religia nu o are, poate că și zice că nu-i trebuie, dar nu e îmbucurător, nu e îmbucurătoare această convergență?
Nu știu, ar fi, eu zic că n-ar fi rău să intrăm așa în niște dialoguri. În parte există, văd cu foarte multă bucurie cum Radio Trinitas, sau, pardon, Trinitas TV invită cercetători, fizicieni de vârf, care sunt și ei niște erudiți între ale teologiei, dar dincolo de toate acestea, parcă mai există un nivel, nivelul ăsta în care știința care se ocupă dedicat de studiul conștiinței vine și ne dă niște concluzii ale ei. Sigur, concluzii intermediare, dar mie îmi lipsește această convergență. Deci n-am zis nimic de rău despre religie. Și să mai spun un singur lucru, iertați-mă. Sigur că religia ne ține un pic în frică, dar sistemul juridic nu ne ține și el un pic în frică? Băi, dacă dai în cap cuiva, uite consecința. Dacă furi o găină sau un ou, uite aici. Dacă furi niște miliarde din niște fonduri, ei, atunci mai închidem un ochi, dar astăzi am un umor mai special. Da. Deci e bine probabil pentru, ca o corectură de comportament a oamenilor, o fi avut și ținerea asta în frică un rol, dar acum eu zic că omenirea tocmai se schimbă și e ca un individ care trece de la tinerețe la maturitate și parcă ar trebui să avem o abordare lăsând naibii frica asta deoparte. Mă întorc la această experiență a atelierelor, a întâlnirilor cu oamenii și vreau să te întreb, Grig Oprea, cum reușesc cei care vin acolo să se manifeste în public? Pentru că aici e arta pe care tu reușești să o scoți la iveală. Tu reușești să deschizi ușa sufletului celor rămași, celor care sunt îndurerați și să le spui, se poate, haideți, se poate, puteți trece peste. Ei n-au plecat, ei sunt aici sau, mă rog, Da. sunt în altă parte, dar de plecat n-au plecat. În primul rând, în aceste demersuri pe care le voi face împreună cu cineva, accentul terapeutic, accentul de atingere a unor suflete rănite, că acum vorbim de terapia doliului, da, accentul acela vine de la partea practică pe care o aduc partenerele mele. Mă rog, în viitor poate și parteneri, deocamdată sunt cu niște doamne și mă simt foarte în confort. Eu însă că am întrebat, am ținut pe Zoom un prim workshop de doliu și faptul că a avut acest succes ne-a determinat să ne gândim la o extindere. Pentru că suntem în doliu, pentru că poporul este în doliu, pentru că la nivel global suntem într-un doliu uriaș, gândiți-vă că ne-am pierdut modul nostru de viață pe care nici nu ne-am fi gândit vreodată că trebuie să-l punem sub semnul întrebării. Noi nu ne vom mai întoarce la acea normalitate. Suntem în tot felul de doliu, un doliu cu totul atroce, după părinți pe care i-am dus repede la spital că nu mai respirau bine și fără niciun preaviz, fără să ne luăm rămas bun de la ei, fără ca ei să mai aibă telefonul să ne spună ceva, ne-au fost dați înapoi în niște saci negri și aruncați în pământ, fără slujbă. Nu vedeți, sunt niște lucruri foarte grave. Noi suntem în mai multe straturi de doliu decât putem realiza. Plus că, uitați, cineva a avut o mare iubire. Și marea iubire n-a murit ca persoană, dar s-au despărțit, s-a stricat ceva. Credeți că persoana aceea nu e în doliu? Câteodată rămâne toată viața în doliu, într-un anumit fel, dar pune acolo o placă deasupra și nu se mai uită. Pot eu să vă dau exemplu de o persoană și decide, de exemplu, să opteze pentru solitudine. Peste tot, dacă săpăm eu un doliu. Deci, unu, la workshop-ul acela făcut pe Zoom, întrucât le-am promis doamnelor și au văzut că m-am ținut de cuvânt de fiecare dată, le-am promis că nu vom da înregistrări, deci ne-am simțit într-un spațiu safe, s-au deschis, fiecare era în confortul casei proprii. E meritul dânselor că s-au deschis, dar dacă cineva nu simte să se deschidă, nu știu dacă are rost să piardă timpul și să investească o mică sumă. Dacă vom face acest lucru la un nivel mai mare, poate într-o sală undeva, trebuie să-l regândim în așa fel încât poate pe grupuri micuțe. Deci există două componente. Ce vorbesc eu acolo ca din amvon, poate purta numele de conferință sau mini-conferință sau curs. Dar ceea Exact. ce fac aplicat doamnele cu care vin chiar merită denumirea de workshop și de workshop terapeutic. Nu mai știu dacă am răspuns la această întrebare, pentru că esența este următoarea, domnule Ghilea.
Nimeni nu poate să-ți ia durerea că ai pierdut iremediabil un om drag. În forma aceea pe care o știai tu, îi iubeai frumusețea chipului, îi iubeai culoarea părului, parfumul, vocea, toate astea plus toate amintirile întâmplărilor prin care ați trecut împreună, deci o bucată de viață s-a dus, gata. Ce să venim noi și să vindecăm aici? Nu avem ce. Nu avem ce. Prin asta trebuie trecut cu grijă și cu speranța că timpul ușor, ușor mai cicatrizează. Unde ne ducem noi și îndrăznim să oferim o mână de ajutor, este în nivelul celălalt unde noi avem o percepție, avem o interpretare. Vai, e groaznic, s-a terminat, s-a dizolvat în neant. Nu, 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 stați să lămurim că nu e chiar așa. Acolo venim noi și spunem, haideți să mai vorbim o dată. Da? Spuneai un lucru din păcate adevărat. Chiar din păcate adevărat, faptul că lumea se schimbă și că normalitatea de până mai ieri, să-i spun așa, s-ar putea să nu mai existe. Certitudine. A murit acea perioadă, adică nu a murit, că am spus că moartea nu există, ea rămâne în amintirea noastră. Da. E bine să rămâi cu gândul la trecut, nu știu, poate tot o formă de doliu este dacă ne gândim cât de bine a fost înainte și cum ar trebui, după părerea ta, să ne pregătim noi oamenii pentru lumea nouă. Acum, de obicei, oamenii asimilează cuvântul lumea nouă cu ceva foarte bun. Că dacă îți cumperi o hăinuță nouă, te bucuri, da? Adică ne bucurăm. Nu știu dacă lumea nouă ne va aduce atâta bucurie încât să nu mai știm de noi. De aceea, aici ar fi un pic de discutat pe subiectul ăsta. Cum ar trebui să ne pregătim pentru lumea nouă? Păi, în primul rând, ar trebui, măcar așa teoretic, măcar ca o lozincă sau ca un titlu, să pricepem că în mai toate domeniile existenței despre care am învățat la școală, n-am învățat adevărul. Fie că încă nu se cunoștea, acum au avansat mult științele, fie se cunoștea prea bine, dar se ținea așa sub preș pentru că știm noi de ce. Și atunci, un prim pas, dar e un pas foarte important, deși pare simplu, dar nu e simplu deloc, este să afirmi și să internalizezi, aici e greutatea, să prelucrezi, să iei în tine cu adevărat convingerea că pot practic să mătur masa de aproape tot ce am învățat și trebuie să o iau de la capăt. Sigur că fizica lui Newton este un caz particular al fizicii. Na, sunt valabile legile lui, dar ele sunt doar un caz particular, dacă nu includem asta într-o viziune mai largă. Deci, cum ar trebui să ne pregătim? Am mereu acest mic material ajutător, l-am mai avut și data trecută. Am scos omulețul acela care băga capul pe aici, curios. Deci, dacă noi nu înțelegem că, dincolo de lumea asta a noastră, pe care văd că foarte mulți oameni de știință încep să o compare cu Matrix, cu o închisoare, cu o simulare, nu știm exact ce se întâmplă, cert e că ea este un caz particular. Dacă nu o acceptăm ca făcând parte dintr-o chestiune mai largă, mai amplă, unde în mai largul ăsta ne vom duce când vom ieși de aici și de aici ne vom întoarce când ne vom alege sau ne vom crea un nou trup de bebeluși, dacă nu acceptăm că asta este o subzonă a zonei mai largi a realității în care sunt valabile alte legi, în care nu mai suntem locali. Nu se mai poate determina un loc unde ne aflăm. Unde e un gând? Păi un gând e peste tot. Așa vom fi și noi. Și așa mai departe, până nu acceptăm faptul că lumea asta este o minunăție despre care prea puțin am stat să învățăm cu adevărat. Eu asta încerc să fac cu puterile mele modeste. Și cum descoper ceva interesant, dau și eu mai departe. Dați-mi voie să profit de ocazie să spun ceva interesant. Vă rog. O chestiune de câteva luni. Un cercetător destul de cunoscut în zona aceasta a conștiinței din Statele Unite, un medic numit Sam Parnia, este în general, în fine, deci este lăsând deoparte toate celelalte lucruri pe care le-a făcut și le-a scris până acum, a descoperit împreună cu echipa lui faptul că, într-adevăr, cum să zic, nu numai că acel
acea activitate a creierului nostru după ce devine o linie plată, după un timp explodează. Asta au descoperit alții în alte locuri. Unii deliberat cercetând ce se întâmplă în creierul unui șobolan, unui, cum se cheamă, cobai pe care l-au sacrificat. Alții, întâmplător, stupefiați pentru că o persoană în vârstă din Germania a rămas, tocmai era la un computer tomograf și a murit acolo. Așa că au avut, nu planificaseră, dar au avut imaginea exactă a ceea ce s-a întâmplat. Și animăluțul, și omul, după ce muriseră, căci după definiția acel flatline este definiția morții, acea linie netedă, au avut o explozie de activitate neuronală. Păi erau neuronii unui mort. Ce activitate? Deci nu despre asta vorbesc. Asta am mai menționat-o. Și acum vorbesc despre o altă descoperire, mult mai recentă. Și-au dat seama că neuronii unei persoane care a decedat foarte mult timp după aceea sunt activi și pot fi aduși la viață. Ore. Știți că se zice că trebuie atunci să intervii într-un minut sau nu mai știu, ceva foarte scurt. Și atunci e problematic dacă își vor mai reveni, pentru că se distrug ei așa de ușor neuronii. Ore întregi au sesizat activitatea neuronilor noștri. Păi asta înseamnă că suportul, da? Vehiculul, suportul pentru conștiență, ea nu e produsă de creier, dar prin creier pe acolo trece, acel suport încă era abordabil, valorificabil, reanimabil. Sunt descoperiri extraordinare, da? Închid această paranteză. Vedeți, domnule Ghilea, eu îmi doresc foarte tare să vin la noastră în emisiune să vorbesc și când vin, deci, sunt greu de oprit. Foarte interesant și acest lucru și ce să vă mai întreb eu despre cum să ne pregătim de lumea nouă, că suntem, oricum vom fi total nepregătiți, pentru că așa stau lucrurile. Lumea nouă, asta în sensul de noua ordine mondială sau cea de după ce murim? Nu, lumea nouă este cea noua ordine mondială până murim. Că aici este partea mai complicată. Chiar așa e, da. După ce murim, vom fi conduși, vom avea ghizi care se ocupă de noi și cred că lucrurile sunt mult mai simple. Acum, probabil că vor fi oameni care se vor întreba, foarte bine că există aceste ateliere, foarte bine că acești oameni, fac aceste lucruri, însă cum ar trebui noi să ne pregătim pentru despărțirea de persoanele dragi. Pentru că nici nu poți să râzi în hohote, deși strămoșii noștri aveau dacii, la moarte râdeau și la naștere plângeau. Mă rog, asta e o altă poveste. Poate că odată și odată cineva o să ne deschidă mintea și în explicarea acestui ritual. Dar trebuie să înțelegem cum acceptăm trecerea în veșnicie. N-am mai spus moarte, da? Bravo, un progres. Trecerea în veșnicie, că nici nu putem să ne împrietenim cu această trecere, pentru că De ce? trecerea ne răpește persoana dragă. Tot ăștia suntem. Înainte de a vi se naște un bebeluș în familie, vi-l doriți, îl proiectați, îl plănuiți, îi cumpărați hainuțe, abar n-am, cărți, jucării. De unde vine? De acolo, din Da. neființa aia. Și asta e o denumire ciudată, că n-are cum să fie o ființă indestructibilă în neființă. Nu există neființă, dar accept ca pe un progres noua noastră propunere. Dați-mi voie să mai adaug ceva la ideea Vă rog. anterioară, că spuneați că lucrurile astea care ni se pregătesc, tot felul de atrocități, intervenții în corpul nostru, dacă s-ar putea, dacă ar fi după ei, perturbarea a însăși relației noastre cu sacrul. Voiam să vă spun că mi-a trecut de curând, că mie îmi place să mai și râd, mi-a trecut de curând următorul gând năstrușnic prin cap. Am zis, domnule, când te uiți ce vor ăștia să ne facă, da? În mare parte ce au băgat deja în sângele nostru, eu mă tot uit la niște imagini ale acelei doctorițe specializate în hematologie, o tot menționez, Ana Maria Mihalcea, când vedem ce au făcut cu noi, când vedem ce odgoane, ce frânghii se scot din sistemul circulator al celor morți în ultimii ani,
Zici, Doamne Dumnezeule, e o milă a lui Dumnezeu și este un dar pe care n-am știut să-l prețuim cum se cuvine până acum. Să mori, domnule, să mori firesc, să mori liber. Și mă gândeam, acum când Oh, pregăteam da. workshop-ul de doliu, zic, noi o să ajungem să fim în doliu nu numai după o relație de iubire, nu numai după vechea noastră normalitate, o să fim în doliu după moarte. După Da. moartea bună, naturală. În fine, cum ne pregătim? Păi, știți, este foarte greu să, aici noi, pasionali cum suntem noi, foarte calzi cum sunt românii, punem inimă în orice suflet, e foarte greu să devii dintr-o dată ca un hindus sau ca un budist și să spui, domnule, ce e atâta filozofie? În fond, suntem doar niște unduiri pe suprafața oceanului, doar oceanul, marele fenomen al vieții contează. Noi suntem niște ipostazieri, cum zice un mai tânăr coleg, niște ipostazieri ale lui Dumnezeu. Noi nici nu putem fi întrebați cine suntem, ci ce suntem. Nu dă bine, în cultura noastră nu dă bine, pare ca o lipsă de respect. Totuși, ca direcție către care să tindem, asta e direcția, să încercăm să nu mai luăm așa personal. Ajută mult să înțelegi că cel care a plecat sau va pleca nu dispare, ajută și mai mult, dar nu e ceea ce ofer eu, că nu vreau să rămân în zona asta care nu poate fi prea tare atacată și bârfită. Există, de exemplu, grupuri care zic, vină încoace și te ajutăm să auzi vocea celui care a plecat. Și dacă o mamă îndurerată, până la măduva sufletului, aude vocea inconfundabilă a copilului ei, care îi spune, mami, sunt bine! Va, asta are un efect extraordinar. Dar, spun, asta nu face parte din spectrul nostru, dar putem să dăm indicații că sunt grupuri pe lumea asta care o fac tot cu seriozitate. Tot, nu sunt niște șarlatani. Lumea încă nu acceptă că există așa ceva. Nici eu n-aș fi acceptat dacă n-aș fi dedicat 20 de ani acestui studiu aproape zilnic, știți? Deci cum să ne pregătim? Ca să aibă vreo perspectivă de succes această pregătire în sensul calmării suferinței actuale, că voi pleca, calmării suferinței viitoare, că a plecat cineva drag, singura șansă reală este să mergem mână în mână, umăr lângă umăr, când ne dezvoltăm spiritual, când ne ajustăm înțelegerea, aici se întâmplă întâi și pe urmă și în inima, înțelegerea a ceea ce este și nu este moartea. Dacă unul este atât de habotnic și materialist și zice, lasă-mă, dragă, că nu există prostiile astea ale tale, te tot întâlnești tu cu prietenele alea, ce avem la cină? Ok, deci omul nu vrea. Păi n-ai cum să-l ajuți. Nu ai cum să ajuți și nici nu știu de ce ai vrea să ajuți un om împotriva voinței lui. E suficient că oferim atâtea informații. E suficient că e plin YouTube-ul cu relatări de cazuri de moarte clinică. De exemplu, la una din postări și n-am șters, am lăsat acolo, se ia de mine o persoană, întotdeauna sunt persoane care își ascund identitatea. Ele știu de ce. N-am văzut, rar am văzut un Popescu Ion care să spună, domnule, bun. Și aceste persoane care se cheamă VH2BC, radical din Miu, nu, pe bune. Nu râdeți că vă arăt exact despre ce vorbesc. Da. Găsesc de cuvință să spună, de exemplu, am un podcast. Podcastul ăsta are caracter, invităm oamenii să spună ceva ce au trăit ei înșiși. Și foarte recent, o domnișoară foarte blândă, foarte caldă din Germania, o româncă, ne-a povestit cum s-a înnecat când era copil. N-am niciun motiv să nu n-o cred. Și cum dintr-o dată a fost pace, a fost lumină, nu i-a fost frică, a știut că nu va mai veni aici, dar era totul ok. Astea sunt niște minciuni ca să dea bine pe Facebook. Vai, deci mi-a atins o coardă. Zic, de unde știți că sunt niște minciuni? Ați fost noastră acolo? Am observat și la acea doamnă pe care am menționat-o mai înainte, medicul ortoped, ziceam de oase, Mary Neal, când era să se înnece, dar și la propria mea mamă, care era un munte de personalitate și care nu mințea. Cum să cred eu că mințea mama mea când mi-a povestit, o singură dată mi-a povestit, dragă, când eram foarte mică, am mers la gârlă, cum mergeau copiii la țară, la Telorman. Și cineva m-a scos în ultima clipă, nici măcar nu mi-amintesc cine, pentru că mă dusese, se-mi făcea și am recunoscut povestea. E nu, vine o doamnă care știe ea că sunt minciuni. Și atunci las la o parte delicatețea care ar trebui să mă caracterizeze sau înțelepciunea și zic, dar de unde știți că sunt minciuni și de ce nu vă vedeți dumneavoastră de drum către un alt podcast cu care rezonați? Veniți aici să...
Acești oameni au un mare deficit de cunoaștere și mai sunt și mândri că sunt necunoscători, știți? Acum, nu-i putem ajuta. Pe cei care zic, domne, nu știu unde să găsesc informația, acelora le spun așa. O propoziție care m-a impactat după ce am ținut acest workshop de doliu. O doamnă a zis, mă rog, că a fost frumos, că nu știu și zice, ce păcat că n-am știut aceste lucruri mai înainte. Mai înainte de a intra în doliu. Da, ce păcat că nu ne-am alfabetizat mai înainte. Deci nu avem altă șansă decât fiecare cu ce vrea să învețe și cât e deschis. Nu se poate trage de iarbă ca să crească mai repede. O Nu vrei să idee înveți? foarte Ce bună, problemă? aceste întâlniri, aceste ateliere prin care specialiști să vină, să discute, să, cum să spun, chirurgical, să găsească soluții pentru fiecare participant, funcție de situația lui, mai ales că am, acum, în timp ce vorbeați, mi-a venit în minte mărturisirea unei doamne care a stat la căpătâiul mamei sale până în ultima clipă și în preajma morții aceasta avea mișcări ciudate din cap, se uita către colțurile camerei, se uita, zâmbea, ochii străluceau, se bucura și fata a întrebat-o ce se întâmplă? Vede ceva sau... Și i-a spus că ți-aș spune, dar nu aș vrea să crezi că sunt nebună. Exact. Ca o formă de protecție. La insistențele copilului, muribunda a spus, toți cei dragi ai mei sunt aici. E, mai mult de atât, ce-ar putea să spună cineva? Da. Toți cei dragi ai mei sunt aici. Foarte frumos ceea ce ați spus și singur ați dat încă un răspuns la propriei dumneavoastră întrebări. Deci cum am putea să ne pregătim? Iată, ieșind odată din aceste platitudini, a, bunicul a nebunit, nu mai știe ce spune, halucinează, delirează. Ce vorbești? Dar dacă noi nu suntem capabili să sesizăm că între a fi aici și a fi definitiv dincolo, există din mila Creatorului o zonă tampon în care cel care încă e în trup, dar e tot mai emaciat, e tot mai, nu mai mănâncă, nu mai bea, vorbește cu noi, dar parcă nu prea mai e prezent, el are ceva extraordinar, are privilegiul de a fi și aici și dincolo. Vede dincolo, noi nu vedem că suntem ai cărnii, ai unei vibrații mai joase. El vede dincolo. Și ce vede? Spuneți-mi dacă nu e asta extraordinar de frumos și de mângâietor, domnule Ghilea, că de asta m-am îndrăgostit de domeniul ăsta, nu că ar fi macabru. Cât de mângâietor poate să fie să ți se arate, unul, că te vei duce într-o lumină, pentru că nu-i vezi înnegurați și cu coarne și cozi, îi vezi pe cei dragi, Da. îi vezi ca făpturi de lumină, ei îți zâmbesc, nu e niciunul să spună, punem noi mâna pe tine, până și bunica care alerga cu făcălețul după tine prin curte când tu spălai și storceai bobocii de rață și îi puneai cu cârlige pe sârmă, că avem cazuri, până și bunica aia se bucură să te vadă. Deci, ți se dă atâta consolare. În primul rând, ți se arată că nu vei fi singur. Că marea noastră frică e să nu rămânem singuri. Nu rămânem singuri niciun moment, plus ghizii de lumină. Deci, ce frumos exemplu ați dat. Avem această perioadă intermediară și eu sunt ferm convinsă că ea trebuie privită în oglindă cu ceva similar când ne naștem. Dacă ne naștem, nu știm să vorbim. Dar ați văzut cum se uită copilașii într-un Da, loc da, sau da. vorbesc cu un prieten imaginar până pe la 2-3 ani când le spunem noi că e o prostie și să uite. Și atunci ei nu mai vorbesc, dar ei văd în continuare. Da, da, da. Deci, cum să ne pregătim? Iată, luând în serios ceea ce ne spun muribunzii noștri care zic, mi-ai făcut bagajul, că plec într-o călătorie, au zis că vin să mă ia luni. Și luni pleacă. Mulțumesc mult pentru prezență. Sunt convins că vor fi săli pline și abia aștept Să să dea ne Dumnezeu. vedem, să ne întâlnim, să colaborăm pe acest atelier de cunoaștere, în primul rând, și de autocunoaștere, pentru că Da. fiecare dintre cei care vor fi prezenți au povestea lor, o poveste
fascinantă și zdrobitoare în același timp. Mulțumesc, Grig Oprea, să auzim numai de bine. Și eu vă mulțumesc și m-ar onora o colaborare cu dumneavoastră, domnule Ghilea. Totul să fie bine și frumos în viețile noastre. La revedere! Doamne ajută, la revedere!